să discutăm chiar în aceste momente despre Moldova Business Week 2022. Alături de noi este Irina Tolstousov, șefa Direcției Promovare a Imaginii de Țară din cadrul Agenției de Investiții. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumim tare frumos că ai găsit timp în această perioadă tumultoasă. Sunteți pe ultima sută de metri de pregătire a acestui mare eveniment, dar vreau să ne oferi detalii, începând cu genericul, care sună în felul următor: destinație de relocare și soluție pentru lanțul de aprovizionare regională. Hai să-l dezvoltăm un pic. Sigur. În primul rând vreau să comunic audienței că în acest an Moldova Business Week este la 8-a sa ediție. Acest generic presupune faptul că după o analiză a situației curente pe care o vedem în regiune, atât în calitate ca rezultat al COVID-ului, pandemiei COVID, dar și războiul la hotarele noastre, sigur că s-au identificat modalități în care Moldova ar putea să devină un hub logistic, un hub regional și să corespundă unor standarde de infrastructură. Adică putem să ne dezvoltăm în pași rapizi pentru a suplini aceste necesități și aceste goluri. Și cum are loc identificarea acestor soluții? Cum se identifică strategiile respective? Sigur că aceste soluții se identifică la nivel guvernamental, la nivel ministerial. Fiecare minister de resort în parte este responsabil pentru a identifica aceste soluții. În mare parte se lucrează și cu business-ul, prin intermediul asociațiilor de business care sunt foarte active în Republica Moldova. Asociațiile de business sunt parte și dintr-un panel în cadrul Moldova Business Week. Deja, probabil, este un panel tradițional pentru noi, pentru că asta este, de fapt, un avantaj pe care noi îl spunem către investitorii străini, că odată localizații în Republica Moldova fac parte din asociații puternice de business, care ulterior vor loba interesele lor la nivelul cel mai înalt, și această legătură în Moldova este foarte mică, fiind o țară mică. Noi reușim lucrul ăsta să-l facem în timp rapid. Dar vedem și oamenii de afaceri care se întrunesc în aceste asociații, astfel și rezultatele sunt mai eficiente, comunicarea între instituțiile statului și ei este mult mai constructivă, iar rezultatele mai grăbite cumva. Eu, în părerea mea, este că asta este unica opțiune pentru dezvoltare. Individual lucrul merge mult mai greu. În echipă, sigur că se consolidează eforturile, lumea vorbește cu aceeași voce, totul este cumva targetat spre același rezultat. Și, într-adevăr, rezultatele nu zăbovesc să apară. Asociațiile noastre sectoriale, fie că sunt asociațiile producătoare de fructe, electronice, industria fashion, au rezultate mult mai bune atunci când sunt într-o umbrelă cu aceeași identitate, cu același mesaj. Apropo, în cadrul Moldova Business Week 2022 o să vină și invitați de peste hotare, o să vină experți internaționali care vor veni cu sugestii, care vor analiza profilul țării noastre? Sigur că da, în fiecare an ne propunem ca platforma să ofere și celor de pe loc cunoștințe noi în termen de trenduri regionale, internaționale sau niște insight-uri despre cum este văzută Moldova în contextul evenimentelor curente. În acest an avem din 56 de speakeri și speakeri internaționali de talie globală. Voi menționa Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, care va veni în panelul de deschidere alături de doamna Maia Sandu și doamna Gavriliță. Avem reprezentanți din cadrul mediu academic, domnul Francis Fukuyama, dumnealui este o personalitate notorie, este economist și reprezentant al Stanford University. Avem reprezentanți ai corporațiilor internaționale, World Bank și EBRD. Cât de importantă este, apropo, dialogul cu acești experți internaționali, cu invitați, ce putem noi prelua și cât de receptivi suntem noi ca și țară în implementarea bunelor practice? În primul rând, faptul că aceste personalități cunosc despre Republica Moldova, au acceptat să vină într-un eveniment ca acesta, deja vorbește despre un vot de încredere față de țara noastră. Pentru că chiar și eu auzisem de la cunoscuții mei că dumnealor spuneau despre Francis Fukuyama că cunoaște despre Moldova. Nu doar cunoaște, dumnealui va veni chiar în evenimentul Moldova Business Week. Și sigur că face o cercetare mai amplă pentru a putea să ne povestească despre modul în care el vede Moldova de la înălțimea un helicopter view. Adică
Noi insight-urile astea le vom prelua pe loc și vom vedea cumva mult mai clar atât perspectiva din interior cât și din exterior, care sunt modalitățile în care putem să ne dezvoltăm mai bine oportunitățile noastre, într-adevăr, pe viitor, mai ales odată ce suntem deja din iunie 2022 țară membră UE. Țară cu statut, de candidat. Da. Eu vreau să întreb și cât de ușor acceptă acești oameni de peste hotare, oameni de o anvergură internațională, mondială, pe alocuri, să vină aici. E complicat să-i convingi? Procesul logistic de organizare a unui eveniment de o complexitate atât de mare, sigur că nu este ușor. Toată lumea care a organizat un eveniment personal, o zi de naștere sau nu, cunoaște că sunt foarte multe detalii pentru a fi luate în considerație. Noi depunem efort, de fapt, pe parcursul anului, ca atunci când va fi timpul de a organiza Moldova Business Week, să avem deja o ușurință în a selecta speakerii, de a avea o discuție cu ei mai productivă, de a găsi aceste canale prin care să ajungem la ei. Prin urmare, pot să spun că deja, cred că fiecare an devine tot mai ușor. În plus, vizibilitatea Moldovei este deja alta. Evident, avem prin o altă imagine. Exact, avem o altă imagine, prin urmare există o deschidere mai mare. Cine poate participa la aceste evenimente desfășurate pe 15 și 16 septembrie? Poate participa comunitatea locală de business. Toți cei care sunt interesați în a stabili parteneriate cu companii străine, pentru că avem și un șir de delegații străine care vin în țara noastră exact cu scopul de a identifica niște oportunități noi. Avem delegații care vin din Turcia, din SUA, România, Cehia. Și pot fi create punți de colaborare inclusiv în materie de business și bune practici. Exact. Pe lângă faptul că preluați o informație teoretico-practică în timpul acestei două zile despre foarte multe subiecte, pentru că iarăși vorbim despre un eveniment național, exact, și nu doar sectorial. Este de o anvergură cumva economică foarte complexă. Aveți posibilitatea de a face networking în sesiunile de networking și a identifica oportunități noi. Pe locuri chiar se identifică oportunități noi, chiar și cu companiile locale, ei între ei, pentru că sunt prezente la istorie de succes, la panelul istorie de succes, în care companiile noastre povestesc despre ele, sunt prezente companiile și la alte panele și atunci aflăm și noi despre companiile noastre, cine sunt, cu ce se mândresc și cum se dezvoltă. Foarte frumos. Irina, eu îți mulțumesc tare mult că ai găsit timp să vii în această dimineață. Mult spor în aceste două zile de examen, practic. Mulțumesc. Și să promovați țara așa cum se cuvine, așa cum merită. Vă mulțumesc mult. Vă așteptăm la Moldova Business Week. Așadar, Moldova Business Week 2022 se va desfășura pe 15 și 16 septembrie. O posibilitate tare faină pentru producători, pentru oameni de afaceri, dar și pentru noi, cetățenii simpli, să aflăm cum e Republica Moldova și care sunt posibilitățile de valorificare a Republicii.